aici. Păi din casă am auzit bubuițiuri și am ieșit. Și când ai ieșit ce-ați văzut? De ce se văd bubuie ăsta răsturnat aici? Era ieșit din mașină? Da. Atunci ieșeai din mașină. Era numai o persoană? Numai o persoană. Și nu vă zis ce s-a întâmplat? Ce... O scop pierdut controlul. O scop pierdut controlul, păi... Asta-i așa. Atât o știu să zic, în rest... Nu mai știu faptul la mine. Că s-o trezesc numai în gard, sunt mașină. Dinspre Cluj? Da. Dinspre Cluj, dorea faci și o să vă duc, mele. Ia, de acolo. Dinspre Cluj, o vin și o scăpie de controlul și o aici. Știe când o lat-o a avut probleme cu ea, nu știu pe ce o sunat. Accident aici a sunat la 112 și le-am confirmat la băieți ce s-a întâmplat. Și m-a întrebat dacă le trebuie și o ambulanță. Am spus, le trebuie pentru că domnul să ți ia de capă, că nu știu. Am mai avut ceva, nu mai avut, nu știu. A fost viteză, ce crezi? Eu zic că am viteză. Am mai fost pe aici în zonă, accidente. Gardul e distrus. După cum se vede. Deci la gardul cum arată, o mai fost. Garda de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Dej a intervenit la un accident rutier produs în localitatea Dej pe strada 1 Mai. Ne-am deplasat la fața locului cu auto special a A3503 și ambulanța. Ajuns la fața locului am găsit un autoturism care era sturnat cu plafonul pe suprafața pământului. Victima, în urmă accidentului a rezultat o singură victimă care a fost preluată de către echipajul MOS și transportată la Spitalul Municipal Dej.